Dragii mei, adevărul este că în diaspora, venind și aici și atât de departe de țară, alunecăm ușor și, de fapt, realitatea în care noi trăim este una care aproape ne împinge și să-mi fie iertată expresia că este un pic dură, este sociologică, nu spirituală, aproape într-o formă de schizofrenie. Avem așa un fel de lumea noastră mare, de lunea până sâmbătă. Și avem prietenii, și avem job-urile, și avem business-ul, și mergem, și călătorim, și venim, și umblăm, și cumpărăm, și ne simțim bine, și mergem în concedii. E lumea noastră mare în care ne mișcăm. Și dintr-o dată, de două ori, de trei ori, o dată, depinde cum stăm cu starea noastră, venim undeva în lumea noastră mică. Lumea noastră mică care e lumea spirituală a noastră, biserica. Aici, dintr-o dată, suntem alții, trăim altfel și ca și cum plonjăm într-o altă lume aici. Avem lumea noastră în care ne mișcăm de luni până sâmbătă și avem o lume în care plonjăm aici 2, 3, 4, 5 ore pe săptămână și încet, încet intrăm într-o anumită rutină. Știm cum arată biserica, știm cum va fi programul, știm cum cântă frații, știm, cunoaștem de atâția ani, de zeci de ani, tot ei ne cântă poziția lor, știm gesturile lor, știm cine predică, când deschide Scriptura, aproape că putem să zicem înainte să spună ei cam ce o să zică și cum își formulează. Știm cam tot. Și ne întrebăm la un moment dat ce mai căutăm în lumea asta mică, ce rost mai are lumea asta mică pentru noi. Ce mai poate să facă lumea asta mică pentru noi? Ce mai face biserica? De ce mai sunt în biserica asta? Departe de țară, mai am poate câteva rudenii, mi-am rupt și de acolo, nici aici nu sunt tare bine integrat, vorba cuiva, zice, română am pierdut-o și engleza încă n-am învățat-o. Și suntem așa între două lumi și nu mai știm exact pentru ce trăim, nici nu putem să... Nu ne mai mișcă nimic! Nu ne mai mișcă! Și gândindu-mă la această realitate, care este una dintre cele mai dificile realități ale românului din diaspora, aș vrea în seara aceasta, doar în câteva minute, să punctez. De ce credeți că Dumnezeu ne mai dă o zi, așa în lumea asta în care noi trăim? Să ne redefinim și să ne reancorăm în ceea ce este important și pentru care merită să ne ridicăm dimineața din pat. Și Domnul spune o pildă unora care tot așa, nu-și cunoșteau sensul vieții, pentru ce mai trăiesc. Și haideți să stăm ridicați să citim câteva versete din Luca, capitolul 13, de la versetul 6 la 9. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce se mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a zis vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcini. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Să ne așezăm. Domnul spune pilda aceasta în contextul în care niște oameni vin la Domnul și uitați ce îi spun. S-a întâmplat, zic ei, ceva groaznic, spun oamenii aceștia. Dacă aș fi citit și pasajul de dinainte, iată care este contextul pildei în care Domnul le atrage atenția ce rost mai au ei pe pământ. Și acum o să personalizăm, că nu o să fac multă teologie în seara aceasta, să personalizăm și să ne întrebăm fiecare dintre noi ce rost mai avem noi pe pământ. În vremea aceea, spuneau, au venit unii, deci sunt câțiva care au venit la Domnul și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni ar căror sânge amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Ci,
Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Vedeți, oamenii vin și spun așa, s-a întâmplat o anormalitate. Și anormalitatea este că Pilat a venit, a găsit el așa prin serviciile lui secrete, că niște galileeni au vrut să comploteze împotriva lui Pilat, pentru că Pilat a luat niște bani din visteria templului ca să construiască el un apeduct, nu știu unde. Ăștia s-au supărat atât de mult că foloseau banii de la templu, încât au vrut să se răscoale. Pilat a aflat și ăsta când era în mijlocul jertfei, a intrat peste ei și a nimicit împreună cu jertfa. Și galileenii, oamenii aceștia au venit la Iisus și au spus, auzi tu ce anormalitate s-a întâmplat, că Pilat i-a omorât pe oamenii aceștia. Deci, noi dacă n-am murit, suntem mai buni, nu? Asta era mentalitatea lor, dacă n-am murit, suntem mai buni. Și Domnul le schimbă perspectiva și le spune așa, nu să mori anormalitate, este o anormalitate, faptul că ești în viață este o minune. Și dintr-o dată se schimbă perspectiva. Nu că am dispărea de pe pământul ăsta este anormalitatea, ci faptul că Dumnezeu ne ține în viață e minunea. De aceea dacă suntem azi în viață, e o minune a lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a făcut minunea asta, credeți că ați venit, de când veniți la biserică aici? De câte ori v-ați gândit intrând pe ușa asta în biserică, uite încă o minune a lui Dumnezeu. Nu, pentru noi e normalitate. Nu, e minune. E minune. Pentru că nu suntem noi mai buni ca alții, spune Domnul. Nu că suntem mai buni, am putut să venim. Este intervenția lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Dacă putem cânta, dacă putem să ne rugăm, dacă putem să împărtășim cuvântul, este minunea și bunătatea lui Dumnezeu. Asta e anormalitate. Și schimbă Dumnezeu perspectiva. Și deci dacă mâine mă voi trezi în minunea lui Dumnezeu, de ce mă trezește Domnul atunci? Care-i scopul? Ce urmărește Domnul? Ce așteptare? În seara asta, când va fi 12 noaptea, dacă prindem 12 noaptea și se trage linia, ce rămâne scris acolo? Ce rămâne scris pentru ziua de astăzi? Gândește, pentru tine. Ce va rămâne scris pentru veșnicie legat de, nu știu câte azi, 26 mai sau 20, cât e astăzi, nu știu. 26. Ce rămâne pentru 26 mai scris pentru veșnicie? Sau pentru ce credeți că ne-a dat Dumnezeu ziua? Să mai consumăm încă oxigen și tot mai puțin? Nu, Dumnezeu a avut un scop cu ziua de astăzi. Și dacă ne va da ziua de mâine, Dumnezeu are un scop exact. De aceea este o minune că ne mai lasă o zi. Haideți să privim invers lucrurile. Din perspectiva lui Dumnezeu. Deci care este scopul? Ce vrea Domnul? De ce mai trăim încă o zi? Și Domnul, ca să învețe, Domnul ca să ne învețe pe noi, a spus o pildă. Ce sunt pildele? Pildele sunt istorisiri pământești care deconspiră niște realități spirituale cerești. Sau pildele sunt ferestre prin care ne putem uita înspre lumea lui Dumnezeu și în același timp oglinzi în care ne putem vedea pe noi înșine. Acestea sunt pildele, pentru că Domnul, atunci când a vorbit cu oamenii, a vorbit pe înțelesul lor. Nu s-a dus la oameni care lucrau în agricultură să le vorbească despre nave spațiale, ci a vorbit lucruri din agricultură. Dacă a fost undeva unde era vie și plantații, le-a spus pilda smochinului. Dacă au fost undeva cu oile, le-a spus pilda oii pierdute, nu? Și sau cu peștele. În contextul în care Domnul Hristos a dat învățătură, a folosit realitatea foarte cunoscută de auditoriu ca să le dea niște principii spirituale cerești și ei să priceapă despre ceea ce spune Domnul. Și ce le spune acestor oameni? Și le spune așa, dacă voi sunteți în viață, voi sunteți ca un smochin care încă nu este tăiat. Dacă sunteți în viață, sunteți ca un smochin de la care încă stăpânul așteaptă rod. Și dintr-o dată începe să deschide o altă perspectivă. Deci, este o minune că am ziua de astăzi,
Dar dacă am ziua de astăzi, stăpânul poate să vină la mine, să se oprească în fața mea, adică a smochinului, și să se uite și să spune, vreau rod. Vreau să mănânc din rodul ăsta. Găsește sau nu? Are ce să mănânce stăpânul de la noi? Că tot ne batem cu pumnul în piept, că suntem spirituali, atât de teoretici suntem în spiritualitatea noastră, că de multe ori, dați-mi voie să spun și nu vreau să supăr pe nimeni, numai aburi teoretici este toată spiritualitatea noastră. Și nimic concret, roade concrete pentru Domnul. Și o să vorbesc imediat despre ce tipuri de roade trebuie să aducem noi și ce tip de roade, ce caută stăpânul în noi. Oare doar cuvinte și teorii sau caută ceva să hrănească? Să hrănească. Și uitându-mă la acest smochin, iată ce văd la el. Iată ce spune Domnul despre tine, despre smochinul care ești încă în viață, care nu ești tăiat încă. Poate că ești smochin care nu ai roade și ești încă în negociere. V-ați gândit vreodată? Oare sunt un smochin din care stăpânul mănâncă? Sau sunt un smochin pentru viața căruia deja este o negociere? Îl mai las sau îl tai? Primul lucru pe care îl văd la smochin. Cât de privilegiat este acest smochin despre care Domnul vorbește? Cât de privilegiat este smochinul care încă nu-i tăiat? Cât de privilegiat este smochinul la care Domnul caută rod? Ce e așa de privilegiat? Păi primul lucru, dacă suntem atenți la text, pentru că de aici încolo să curgă textul și doar câteva minute. Primul lucru, ni se spune despre acest smochin că nu a răsărit așa el în grădina aia. Ascultați, el nu a ajuns cândva, o mânca cineva o smochină, o căzut o sămânță de smochină și o crescut acolo un smochin. Smochinul despre care Biblia vorbește este un smochin care a crescut într-un loc neprielnic, sălbatic. Stăpânul l-a luat din locul acela și l-a adus și l-a sădit. Atenție! Este un act conștient să-l iei dintr-un loc neprielnic și să-l sădești. Să-l pui în cel mai bun loc. Ăștia suntem noi. Ăsta ești tu. În Psalmul 1:3 se spune, omul neprionit este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Deci starea în care ești tu nu a apărut așa, că ai luat niște decizii. Nu. În starea în care ești tu, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere fizic, din toate punctele de vedere, geografic, unde ești așezat, atenție, înseamnă că Dumnezeu te-a plantat. N-ai crescut așa tu dintr-o oglindă? Dumnezeu știe toate lucrurile. Și înseamnă că suntem plantați cu darul pe care ne-l-a dat, cu chemarea pe care ne-a dat-o, cu talentele pe care le-a dat, cu înfățișarea pe care o avem, cu tot ceea ce suntem, este o intervenție a lui Dumnezeu, nu întâmplătoare. Deci ești în privilegiul lui Dumnezeu că ești plantat și nu oriunde. Spune plantat, răsădit într-o vie. Adică în cel mai nobil loc care putea să fie. Vă aduceți aminte de Nabot? Când Ahab, așa supărat, îmbufnat, avea mood, cum ziceți voi, da? Și l-a văzut Izabela și a zis, ce cu tine, Ahab? Îmi trebuie via. Da, știți voi, ca și copiii în Walmart, nu? Când vor să cumpere și să dau cu fundul de pământ, nu? Îmi trebuie tractoraș, îmi trebuie via lui Nabot. O zis Izabela, să rezolvă. S-a dus la Nabot și a zis, dă-mi via. Știi ce a zis Nabot? Să mă ferească Dumnezeu să dau moștenirea părinților mei.
pentru că viile erau considerate cele mai sacre locuri în vremea respectivă. Și stăpânul acesta ia smochinul dintr-un loc sălbatic și nu-l pune așa în dosul casei, umbros, nu? Știți unde îl pune? În cel mai nobil loc al lui. Știți care este cea mai prețioasă ființă din universul acesta după Dumnezeu? Vei spune soția. Bine v-ați gândit, dragi soți, dar nu vreau să vă dezamăgesc, doamnelor, sunteți foarte prețioase, dar este ceva și mai prețios. În universul acesta este biserica lui Hristos, lăudat să fie Domnul. După Dumnezeu, biserica este ființa cea mai prețioasă. Și ne-a luat dintr-un loc sălbatic Dumnezeu și ne-a pus în cel mai nobil loc, care este biserica lui Iisus Hristos, lăuda să-i fie numele. Ce privilegiu! Și uitați-vă dumneavoastră când ne gândim la biserică. Na, biserica. Biserica. Biserica e mireasa lui Iisus Hristos. Sunt ochii, lumina ochilor lui Dumnezeu. Și o tratăm ca pe cenușăriasa vieții noastre. Și nu înțelegem ce privilegiu avem că putem călca în biserică. Nu ce onoare îi dăm lui Dumnezeu că venim noi la biserică. Când îi văd pe câte unii așa că vin domn la biserică, ce cinste are Dumnezeu că intru eu în biserică? Serios, serios, săraca biserică ce-ar fi fără tine. Înțelegem ce onoare avem să fim partea trupului lui Iisus Hristos? Mădulare unii altora în trupul lui Hristos! Ce privilegiu! Nu numai că ne-a pus în cel mai bun loc din lumea asta, ne-a dat cea mai bună îngrijire din lumea asta. Un pământ bun, lucrat, îngrădit, păzit, udat, luat de nicăieri și pus în locul în care avem toate privilegiile din lumea asta, din universul ăsta. Să putem să ne rugăm, să cunoaștem pe Domnul, să-i pricepem planurile, să avem experiențe cu Dumnezeu, să ne vindece Dumnezeu! Ce privilegii avem! Mai mult, nu numai plantat într-un loc special, nu numai cu o îngrijire specială, și o îngăduință specială, pentru că nu toate sezoanele din viața noastră am rodit. Și acum anticipez puțin. Dumnezeu așteaptă cel puțin două tipuri de roade de la tine, pentru că am zis că o să subliniez de ce crezi că Dumnezeu îți mai dă o zi. Și acolo în calendar se scrie, pentru 26 mai, hai să vedem ce a rodit Joe. Material didactic acum, dacă te pui în față, așa stă, dacă te pui în față, ce te pune? Și avem două tipuri de roade. În primul rând, stăpânul așteaptă, pentru că stăpânul așteaptă ceva de la noi, dacă tot ne-a pus într-un loc special. Stăpânul așteaptă fapte, nu vorbe. Trăim într-o lume care e sătulă de vorbe. Generația care vine de la noi, după noi, urăște vorbele noastre. Vor faptele noastre. Stăpânul vrea beneficiu de la noi, nu doar consum. Dacă vreți, unul dintre mari idoli contemporani este consumerismul. Nu doar consumerismul din lumea noastră mare, de luni până sâmbătă. Cine am învățat consumând afară, să consumăm și înăuntru. Și pentru foarte mulți, mai ales pentru cei din Nord America, biserica e un fel de loc de prestare de servicii. Ce mi se dă, ce dau, cum îi, nu mi se dă destul, ăla dă mai bine,
am vorbit toată cu un frate, mi s-o și ridicat părul pe mine, au zis, măi, eu rămân în biserica asta, zice, e ok, îmi place închinarea în biserică, zice, stau, îți prezent la închinare, dar când începe predica, zice, când mă pun pe bancă, eu am căștile, astea, telefonul și ascult altă predică. Și am eu predicile mele, predicatorii mei pe care îi ascult. Pentru că trăim într-o lume consumeristă și Dumnezeu, stăpânul, așteaptă de la noi beneficiu, nu doar consum. Stimați ascultători, stimați consumatori, nu, biserica trebuie să schimbe perspectiva. Trebuie să schimbe perspectiva. Și biserica trebuie să fie un cerc, nu o linie. Nu o linie. Care este roada pe care Domnul așteaptă? În primul rând, este roada Duhului. Și roada Duhului este ceea ce mă face asemănător cu Hristos. Prima roadă pe care stăpânul o așteaptă, dacă ți-a mai dat o zi, vine și se uită, bă, seamănă ăsta cu Hristos sau nu? Vorbește ca și Hristos sau nu? Iubește ca și Hristos sau nu? Dăruiește ca și Hristos sau nu? Umblă ca și Hristos sau nu? Este prima roadă pe care Domnul o caută, pe care stăpânul o caută venind la mine, la smochinul ăsta atât de privilegiat. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucurie, pace, îndelungă răbdare, face de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Am eu diamantul acesta în inima mea? Sunt eu această persoană? Iar al doilea tip de roade pe care stăpânul îl caută la mine sunt roadele pentru împărăție. Deci, roada eu ca Hristos și roadele oameni atinși de Evanghelie prin mine. Pentru că nu toți suntem evangheliști, dar toți suntem chemați să facem evangelizare. Întrebare, mai ard eu ca Hristos pentru cel căzut? Sincer, hai să fim onești, dragii mei, e vineri seara, era să zic joi seara, e vineri seara, da? Așa, un joi postpon. E vineri seara. Haideți să fim onești. Mai simțim noi ceea ce Pavel simțea legat de propovăduirea Evangheliei și anume, mă simt dator. Ce datorie ai, Pavel? Am o datorie pentru greci, am o datorie pentru barbari. Bă, dar ai morghiș la greci și la barbari? Nu, n-am. E Evanghelia, pentru că e viața veșnică a lor în joc. Sincer, fraților, ne mai doare sau nu? Simțim datoria asta sau nu? Dacă nu o simțim, dați-mi voi să vă spun, sunt multe frunze. Multe frunze. Multă religie. Mâncăm religie păpită zilnic. Punem predici în mașini. La, câteodată te oprești la roșu, da? Și auzi pe câte unde astea din generația Z sau ăștia alfa încă n-au venit. Domnule, se umflă ușele la mașini, da, de la Bose, ce au ei acolo, da? La noi acum se umflă de predicile câte, cum porneți predicile deodată cu noi în mașină. Inflație de predici. Dragii mei, dar roade, nu numai frunze. Nu numai frunze, cântări, ce vreți? V-am spus, plin de religie suntem. Roade. Roade. Ne doare? Anul ăsta, 2023, da? Suntem pe sfârșitul lunii mai. Bă, când s-a dus? Acum a fost revelionul. Uitați, haideți să facem o mică evaluare. Nu vreau să rănesc pe nimeni, ci vreau doar să fim onești cu Dumnezeu și cu noi. Câți oameni necredincioși au auzit un cuvânt despre mântuire anul ăsta, din gura noastră? Dacă da, lăudați să fie Domnul! Să fie și mai mulți de acum încolo! Dar dacă nu, înțelegeți ce v-am spus despre lumea asta mică, în care ne închidem noi și o facem tot mai mică? Și nu asta caută Domnul la noi? Nu încă un program reușit? Caută roadă. Caută roadă. Da, Domnul este înălțat în mijlocul bisericii și important ce se întâmplă aici. Să nu cumva să întoarceți ce spun, să spun nu e important să venim la biserică, nu e important ce faci. Foarte important este.
Îl înălțăm pe Domnul și Domnul merită să fie înălțat. Și trebuie să-L înălțăm. Amin. Dar dincolo, dincolo, ce găsește Domnul? Printre frunze. Printre frunze. Două tipuri de roade caută. Hristos în mine, caracterul meu, și doi, oameni care se audă despre mântuire. Asta hrănește stăpânul. Asta caută. Și haideți să vă dau vestea bună. Vestea bună e că Domnul are îngăduință cu noi. Păi un smochin, ca să poată să rodească, trebuie să stea vreo 3 ani. După vreo 3 ani, trebuie să urmeze 3 ani în care, prin lege, dacă citim în Levitic, nu era voie să culegi smochinele, 6 ani. Al 7-lea an, când se culeg smochinele, smochinele nu erau ale stăpânului, ci erau ale lui Dumnezeu. Deci trebuiau date. Deci, de la 7 ani în sus era de bătrân smochinul ăsta. Câtă îngăduință a avut Dumnezeu cu el? Înțelegeți ce am spus la început? Că minunea e că suntem în viață? Că Dumnezeu a avut atâta îngăduință cu noi. Să vină 7 ani. Primii 3 ani venea să vadă cum crește. În al 3-lea an, în al 4-lea an, deja a trebuit să vadă rod. Nu a luat nimic din el. A 5-lea an a văzut rod, n-a luat nimic din el. A 6-lea an a văzut rod, n-a luat nimic din el. A 7-lea an a văzut rod, le-a cules și le-a dat când era ale lui. Să vii numai în 8-lea an să zici, acum mănânc din el. Și când vii, nimic. Nimic. Câtă îngăduință a avut Dumnezeu cu lipsa mea de răbdare, cu lipsa mea de generozitate, cu încăpățânarea mea, cu lipsa mea de înfrânare, cu lipsa mea de dragoste. Câtă îngăduință a avut? Câtă îngăduință a avut Dumnezeu că mi-a fost legată gura ani de zile și n-am spus unui om nimic? Câtă îngăduință a avut Dumnezeu cu noi? Și acum Dumnezeu vine și zice, gata. Stăpânul vine și zice, s-a terminat. Cea mai frumoasă parte a pildei, deja trebuie să zic amin, dați-mi încă 2 minute și ok. Cea mai frumoasă parte a pildei este că este cineva care se ocupă de smochin. Este un vier. Și vierul ăsta, când vine stăpânul și caută roade, îi spune ceva și dați-mi voie să parafrazez. Stăpâne, nu te uita la trecutul smochinului. Uită-te la viitorul lui. Ce viitor? Că n-are trecut nimic. Nu contează că n-are. Nu contează că ai urât trecutul lui. Nu contează nimic din trecutul lui. Vreau să cred că are viitor. De-aia ești în viață. De-aia ești în viață. Că este un mijlocitor între noi și Dumnezeu, care zice, nu știu cum, știu cum a fost trecutul lui, dar știu că poate să aibă viitor. Este Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Știi ce mai spune? Investește în el. Lasă-mă să investești. Cum să investești într-un falimentar? Nu a dus rod ani de zile, 8 ani, nu-ți lua ieșit o smochină din el. Ce să mai investești într-un eșuat? Cum? Cine mai investește într-un falimentar? Și vine vierul și zice, auzi, aproape, dați-mi voie să mă joc puțin, aproape că își asumă vina. Vierul aproape că își asumă vina. Pentru că zice, cred că i-am pus gunoiul greșit. Cred că nu l-am săpat bine. Pentru că zice, acum voi lucra diferit decât am lucrat până acum. Uite, îl voi săpa și voi pune gunoi la rădăcină. Dar până acum ce ai făcut? Nu contează, uite, investesc altfel în el. Cred că eu am fost de vină. Câtă bunătate în vier! Câtă îngăduință! Mai mult, vierul își asumă riscul. În vremea aceea, cei care lucrau în astfel de plantații nu erau plătiți nici în dolari, nici în lei,
erau plătiți proporțional cu roada care se aduna. Știți ce și-a asumat vierul când a mijlocit pentru smochin? Să nu ducă acasă nimic la copii. Asta și-a asumat. Pentru că o parte din roadă se dădea la lucrător. Și vierul a zis, și dacă mă duc la sfârșitul anului fără nimic acasă, mai lasă luna. Mai lasă luna. Înțelegeți ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu acum? Înțelegeți de ce ne dă Dumnezeu încă o zi? Pentru că vrea roade. Că va investi din nou în tine. Se va uita și mâine. Va lucra diferit decât a lucrat până acum. Va investi în alte părți din viața ta decât a făcut-o până acum. Că Dumnezeu nu e îngust ca noi. Închei cu cea mai interesantă parte a pildei. Mi-am pus și eu întrebarea, de ce-s creștin? De ce? Ce sens are viața? Trăim în lumea asta, spuneam, în care oamenii nu știu de unde vin și nu știu unde pleacă. Ce frumos este că Domnul ne-a dat un exemplu că noi știm de unde venim, știm unde ne ducem. Vă aduceți aminte, Ioan 13, spune Domnul, fiindcă i-a iubit, i-a iubit până la capăt. Dar de ce a făcut asta? Pentru că știa că de la Tatăl vine și la Tatăl se duce. Asta e tot. Dragă biserică, ascultați-mă. Un om se dezechilibrează în viață când nu știe de unde vine și nu știe unde pleacă. Și tot sensul vieții e dat de un singur verset. Versetul în care Hristos spune, pentru că știa că vine de la Tatăl și la Tatăl pleacă, tot ce e între astea două e o paranteză nesemnificativă, dar o paranteză în care ne putem decide veșnicia. Venim de la Dumnezeu, plecăm la Dumnezeu, dintr-o dată viața noastră se luminează, are sens, știm. Și filozofii tot asta se întreabă, întrebările existe, așa stau ei deștepți, știi? Oare cum o să găsim noi sensul vieții? Niciodată nu o să-l găsească nimeni. Sensul vieții îl găsim numai în ce a spus Hristos. Venim de la Dumnezeu și plecăm la Dumnezeu. Asta e tot. Ce simplă viața atunci. Ce simplu face sens tot ce se întâmplă în viața noastră. A, de ce vine asta peste noi? De ce ni se întâmplă asta? De ce? E simplu. E traseul că venim de la Dumnezeu și plecăm la Dumnezeu. Traseul ăsta, suișuri și coborâșuri. Dar știm că plecăm la Dumnezeu. Știți care este partea frumoasă la pildă? Că n-are sfârșit. Nu știm dacă a rodit, n-a rodit, l-a lăsat, l-a tăiat. Nu știm. Și am stat să-mi frământ mintea. De ce nu-i se spune așa? Și anul viitor la săpat a pus gunoi, stăpânul a venit și a luat un coș de smochin. Nu știm. Și răspunsul l-am primit în felul acesta. Din momentul în care Domnul a spus pilda, pilda devine pilda fiecăruia dintre noi. Finalul pildei o scrii tu. Finalul pildei nu mai scrie Dumnezeu. El a făcut tot ce a trebuit să poți rodi. Te-a luat, te-a pus în cel mai bun loc, te-a sădit în cel mai protejat, udat, lucrat loc, a avut îngăduință cu tine, a lucrat vierul cu tine, a investit în tine. De aici încolo, finalul pildei îl vei scrie tu. Cum ai vrea să ți se termine pilda? Și anul următor stăpânul a venit și nu știu dacă o să fiu aici sau poate dacă o să fiu pe pământ sau dacă o să mai fim pe pământ în 2024, în 26 mai. Uite, Nelu, poate că scriu zgâriem undeva aici, așa, și în 26 mai
vin să continuăm pilda smochinului peste un an. Și ce bine ar fi să tragem noi atunci linie, să ne putem evalua, să spunem, Dumnezeu a lucrat la caracterul meu și m-a scăpat de iuțime, m-a scăpat de bârfă, m-a scăpat de egoism, m-a scăpat de lăcomie, m-a scăpat de indiferență, m-a scăpat de ațipire, de lene. Nu știu de ce m-a scăpat. Iar pe de altă parte, sunt câțiva oameni aici care au auzit Evanghelia, pentru că Duhul lui Dumnezeu mi-a dat tărie să o propovăduiesc așa cum am știut eu, prin mărturia mea personală. Nu știu dacă se vor întoarce sau nu. Pentru noi nici nu e important asta. Dumnezeu o ia ca rod. Pilda se termină, dar finalul îl scrii tu. Să ne dea Domnul minte, putere, călăuzire, ca trezindu-ne mâine dimineață, din nou în aceeași rutină, aceeași plictiseală, în aceeași lumea noastră, mare sau mică, căutându-ne scopul vieții, să ne aducem aminte de ce ne-a spus Duhul Domnului în seara aceasta. Stăpânul așteaptă rod. Și acum trebuie să-mi scriu eu finalul pildei. Să aducă Domnul mult rod în Biserica Elim din Hollywood, Florida. Amin. Haideți să stăm ridicați. Și în rugăciunea aceasta îi cerem de la Domnul prezență divină peste ființele noastre. Să ne scape Domnul de tot ceea ce împiedică să crească rod și să pună Domnul în viața noastră tot ceea ce trebuie să aducem rod. Amin. Și să lăsăm pe Duhul Domnului să rodească prin noi. Intrăm în rugăciune.